Pentru curajul, profesionalismul și modul cum a coordonat echipa de ofițeri și subofițeri ai Ministerului Afacerilor Interne pe timpul îndeplinirii misiunii din Afganistan, domnul viceprim-ministru pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne Gabriel Oprea, conferă placheta de onoare a Ministerului Afacerilor Interne domnului colonel Robert Constantin Matei, comandantul contingentului. Pentru modul în care și-au făcut datoria pe timpul misiunii din Afganistan, se acordă distinția de serviciu pentru participarea la misiuni în afara teritoriului statului român, domnilor, colonel Nițescu Gheorghe. Colonel Verzea Valentin. Locotenent colonel Badea Florian Cătălin. De asemenea, se acordă distinția de serviciu pentru participarea la misiuni în afara teritoriului statului român domnului agent șef adjunct de poliție Andrei Alexandru Vicol din cadrul IPJ Vaslui. Stimați invitați, dragi colegi, primul rând, bine ați venit acasă. Vă felicit pentru modul cum v-ați făcut și v-ați îndeplinit misiunea, v-ați făcut datoria în numele României și al Ministerului Afacerilor Interne. Dovedind că țara noastră, România, este un partener de încredere în cadrul alianțelor internaționale și are resursele necesare de a îndeplini orice misiune. Ați încheiat cu bine a șaptea misiune a Ministerului Afacerilor Interne sub conducerea NATO în Afganistan, instituția noastră dislocând personal propriu în Afganistan, începând din luna mai anului 2011. Cu acest prilej am înregistrat și prima participare a unui reprezentant al Poliției Române într-o operație NATO desfășurată într-o zonă de misiune post-conflict. Odată cu repatrierea acestui contingent, se încheie practic și participarea României la operația Forței Internaționale de Securitate și Asistență ISAF. În acest an, misiunea Coaliției Internaționale de Reconstrucție Instituțională a statului afgan este preluată de noua operație NATO Resolute Support. Pentru profesionalismul dovedit de dumneavoastră acolo, în linia întâi, și pentru că ați reprezentat România și Ministerul Afacerilor Interne, astăzi v-am acordat, prin reprezentantul dumneavoastră, cea mai înaltă distincție a Guvernului României pe linia Securității Naționale, a Ministerului Afacerilor Interne, placheta de onoare a Ministerului Afacerilor Interne. Domnule colonel Matei, ca șef de contingent, vreau să considerați această înaltă distincție ca o recunoaștere a muncii în echipă, a efortului comun de a duce la îndeplinire cu onoare și patriotism misiunea care v-a fost încredințată. Militarii de carieră știu cel mai bine că orice reușită se datorează echipei, camarazilor, alături de care luptă, acei oameni pe care te poți baza, cărora le credințezi în orice clipă, chiar viața ta pentru
reușita misiunii. Cu toții ați dovedit acolo că sunteți o echipă, o echipă bine sudată, iar acest lucru a fost apreciat inclusiv de partenerii noștri internaționali. Mai știu că este foarte important ca militarii aflați în misiune, pe câmpul de luptă, să aibă încrederea că în țară, familia, colegii, statul român le sunt alături, indiferent de ce s-ar întâmpla. Și am spus întotdeauna că altfel mergi, mai ales în linia întâi, în teatrele de luptă, când știi că te poți baza pe Ministerul Afacerilor Interne, în cazul nostru, pe statul român, pe colegi, că sunt alături de familia, de copiii tăi, inclusiv în fața sacrificiului suprem. Cred că este cel mai important lucru acest simbol, care este sau se regăsește doar în instituțiile de forță, din domeniul securității naționale, apărare, ordine publică, siguranță națională, că nu lăsăm pe nimeni în urmă. Ca om care m-am format în sistemul de securitate națională, înțeleg că pentru militari această meserie nu este doar ore de antrenament, misiuni. În primul rând sunt riscuri asumate și sacrificii. Cele luni de zile petrecute departe, la mii de kilometri de țară, departe de familie. De aceea, cu toți românii suntem recunoscători pentru ce fac militarii noștri din tot domeniul, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, pentru România. Am spus întotdeauna că dumneavoastră reprezentați cei mai buni ambasadori ai României în lume. Vreau să mulțumesc reprezentanților țărilor partenere NATO pentru sprijinul care l-au acordat în toate aceste misiuni, cadrul operației ISAF, în perioada 2011-2014. Vreau să-i asigur încă o dată că România este determinată de a-și respecta toate angajamentele asumate. România este astăzi un stat care generează stabilitate și securitate în regiune. Apărarea securității cetățenilor, atât în plan național cât și în cel internațional, sunt priorități asumate de România. Iar România rămâne ferm angajată pe acest drum. În acest context, vă reamintesc că potrivit hotărârii CSAT, Ministerul Afacerilor Interne este măsură să pună la dispoziție în anul 2015, în funcție de prioritățile strategiei naționale, până la 1183 de militari și polițiști pentru misiuni și operații în afara teritoriului statului român, desfășurate sub egida mandatului sau comanda ONU, UE, NATO sau OSCE. Stimați invitați, dragi colegi, am spus întotdeauna că militarii români din domeniul securității naționale, apărare, ordine publică, siguranță națională, luptă pentru România în teatrele de operații, fiindcă sunt patrioți, își iubesc țara, luptă pentru liniștea copiilor noștri și pentru prestigiul României împotriva terorismului internațional. Eu vreau să vă mulțumesc, eu, toată conducerea Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul României și cred că orice român, pentru ceea ce ați făcut și cum ați reprezentat România în teatrul de operații. Vreau să vă mulțumim, vreau să vă urez succes în misiunile viitoare și acum să vă bucurați de o bine meritată odihnă alături de familia noastră. Mulțumim foarte mult și a fost o mare onoare pentru mine și pentru colegii mei din conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Mulțumim! Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului colonel Robert Constantin Matei. Domnule viceprim-ministru pentru Securitate Națională, Ministrul Afacerilor Interne, doamnelor și domnilor, membrii celor de-al șaptelea contingent de misiuni internaționale al Ministerului Afacerilor Interne, care a participat la efortul comun de pregătire, consiliere și asistență a forțelor de securitate afgane, raportează misiune îndeplinită. Astăzi vă prezintă onorul 24 de
profesioniști, 24 de caractere puternice și responsabile. Am participat mai bine de 6 luni la misiunea ISAF. Am lucrat într-un mediu multinațional, deosebit, complet diferit de condițiile din țară. Vă asigurăm, domnule viceprim-ministru, că în această perioadă am făcut totul pentru îndeplinirea misiunii încredințate. Așa cum știți, activitatea noastră a fost deosebit de apreciată de către partenerii noștri de coaliție. La plecarea în misiune am primit un ordin de la dumneavoastră, să mă întorc cu toți oamenii acasă. Sunt bucuros să vă raportez că toți oamenii sunt informați. Domnule viceprim-ministru, vă mulțumim pentru deosebita onoare pe care ne-ați făcut-o astăzi prin întâmpinarea la întoarcerea din misiune și pentru înaltele distincții acordate. Vă mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat și pentru faptul că v-am simțit alături de noi în tot acest timp. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumim familiilor noastre care ne-au susținut și au fost alături de noi în această perioadă. Domnule viceprim-ministru pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne, suntem la datorie acolo unde țara ne cheamă. Servim patria! În încheiere, domnule viceprim-ministru, vă rog să-mi aprobați ca din partea colegilor de misiune să vă înmânez placheta misiunii.